Deși au estimat o prezență de cel puțin 500 de persoane la standurile angajatorilor, a fost liniște. Asta și pentru că multe dintre firmele de construcții nu și-au mai trimis niciun reprezentant în cea de-a doua zi a târgului. Majoritatea celor care au venit totuși au fost tineri ieșiți de pe băncile facultății, dornici să-și găsească un job stabil. Pentru inginer student, subinginer, așteptam să fie o fluctuație mai mare, dar probabil o să fie pe parcursul zilei, vor veni mai mulți. Unii au fost dezamăgiți de faptul că angajatorii sunt interesați în primul rând de candidați cu experiență. Am nevoie de oameni cu experiență și noi doar ce terminăm facultatea și experiența am prestat foarte bine. Printre cei care și-au lăsat CV-ul la companiile prezente la târg s-au numărat și persoane cu experiență, totuși aflate în căutarea unui loc de muncă. Sudor, în confecție metalice aș vrea. Am lucrat 40 de ani. Și de cât timp sunteți fără loc de muncă? 6 luni. Pentru vizitatorii care au venit mai nepregătiți, în premieră la un târg de joburi, organizatorii au pregătit și o secțiune de realizare a unui CV. La acest târg au venit peste 25 de companii care au adus o ofertă de 518 locuri de muncă vacante. Târgul de joburi a fost organizat cu fonduri europene, iar proiectul prevede și organizarea de cursuri de calificare și perfecționare pentru minimum 480 de persoane.